găsit, spectatori, suntem la ordinea de zi. O zi plină, un început de săptămână în forță. Au fost câteva evenimente care au stănit foarte multă atenție. Începând cu primul discurs în Parlament al președintelui Claus Iohannis, am luat-o în ordinea evenimentelor, dar vreau să vă spun că o să vedeți că acesta a fost cel mai puțin important. A fost apoi audierea în Parlament, în comisia de specialitate a directorului interimar al SRI, Florin Coldea, și în această seară urmează ridicarea imunității parlamentare în plen a Elenei Udrea, care s-ar putea solda cu o arestare în următoarele ore sau în următoarele zile. În ordinea importanței, vreau să vă spun că ultimile două evenimente, adică audierea conducerii SRI și posibil arestarea Elenei Udrea, a suscitat interes. Deci, practic, președintele Claus Iohannis și-a ales cel mai prost moment de a merge în Parlament, deoarece uh, evenimentul, și să știți că discursul său, chiar dacă în stilul cunoscut, un stil mult mai plat, mai, nu poți să faci să îmi uh, fragmente din acel discurs și să-l faci știre. Deci nu este ceva gen uh, dacă când eșa pe vremuri când eșa Traian Băsescu la declarații, nu în ultimul timp chestiile uh, cu șase jumate, 7 7 jumate, dar când eșa la orele de știri Traian Băsescu cu ani în urmă, păi vreau să vă spun că se provocau știri de breaking news foarte multe. Acum Practic, discursul este plat, însă să știți că au spus câteva lucruri lucruri foarte importante în acest discurs. O să revenim asupra lui. O să încep, însă, așa cum promiteam și prietenul de pe Facebook, cu un alt mare subiect, poate mai important decât toate cele trei la un loc. Este vorba despre. Să spunem așa, finalizarea, că nu s-au finalizat, dar mă refer sfârșitul etapei actuale a negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Negocieri care n-au dus la semnarea unei scrisori de înțelegere între Guvernul României și Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană. De ce spun că este foarte important? au fost foarte importante negocierile din ultimile două săptămâni. Pe fondul legendei urbane, conform căreia, managerul general al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, spunea că femeie nu ne lasă să facem și să dregem și de aia mergem prost odată, pe de altă parte, și alte condiții care anunțau, puse de femei, care anunțau vremuri foarte grele, nu numai pentru minerit și energie, dar și în alte domenii. Unul dintre domenii se referă la creșterea prețului la, la gazele naturale pentru consumatorii caznice. Până la urmă, înțelegerea nu s-a produs, mai urmează o nouă etapă de negocieri în luna aprilie. Dar pentru noi gorjenii este, importantă, este important faptul că nu s-a semnat o înțelegere care ne putea aduce marduri de cap și aici, este de discutat uh, destul de mult. De ce? Foarte simplu. Știți și am tot vorbit ce se întâmplă în Complexul Energetic Oltenia. Din câte știu, pe 13, cred, uh, deci vineri, urmează un nou, să se ia acordul, sunt în desfășurare, să zicem așa, procedurile, pentru un nou meeting la Târgu Jiu, tot cu, 5-6 mii de oameni. Bănuiesc că nu va mai avea amploarea de a avut-o cel de joia trecută. Oamenii sunt nemulțumiți. Pe de altă parte, conducerea complexului energetic Oltenia, în pofida a ceea ce spune premierul Victor Ponta, nu prea face lucruri ca să detenționeze cumva relațiile din interiorul complexului energetic Oltenia. Mai nou, din ce am văzut, a mai schimbat uh, între ei niște directori ca să detenționeze unele probleme create la diverse cariere, dar să știți că situația deocamdată este extrem de fluidă în Complexul Energetic Oltenia, iar femeiu să, din ce știu, la nivelul de surse la acest moment, uh, Complexul Energetic Oltenia a cerut, uh, pardon, femeiu a cerut ca pentru Complexul Energetic Oltenia să se rezume la un complex viabil de maxim 8-9000 de oameni. Care ar coincide, dacă ați auzit acel scenariu, cu turceni și rovinari, cele două termocentrale și cu minele adiacente, să, cu carierele adiacente să rămână într-un complex viabil, toate celelalte urmând să dispară. Asta ar, fi cerin, asta ar fi cerința femeiului pentru un orizont de timp de 1-2 ani de fapt ideea nu e nouă dar asta ar fi viabil, ar fi cumva viabilă această entitate economică pe partea cealaltă cei de la Hunedoara complexul energetic al Huilei Hunedoara urmând efectiv să dispară are și probleme mult mai mari decât au E, premierul n-a acceptat această, această situație e, și Uh, tocmai de aceea uh, vă dau exact din declarația care a apărut astăzi. Deci, unul dintre punctele care nu s-a făcut înțelegea cu femeiu se referă la viitorul industriei producătoare de energie pe cărbune, Compa uh, compania Hunedoara și Oltenia, unde solicitarea femeii era de, de restructurări masive și radicale, care nu salvează in industria și locurile de muncă, ci îi trimit într-o spirală care, în câțiva ani, va duce la reducerea semnificativă a acestui sector în România. Să știți că pentru Valea Jiului ar fi însemnat sfârșitul 1-2 ani, pentru Gorj o reducere undeva la jumătate, dacă luăm actualul, actualul număr de salariați și capacități energetice. Spune premierul, suntem de acord cu eficientizarea, dar nu vom accepta măsuri prin care acest sector esențial pentru siguranța energetică și dezvoltarea economică și socială a unor regiuni nu sunt de acord cu măsuri care să ducă practic la dispariția acestei industrie. Și, mai spune, se fac investiții importante pentru respectarea condițiilor de mediu. A rămas pentru luna aprilie, însă până în luna aprilie mai sunt. Mai e februarie, mai e martie. Ca să nu vă spun că se vor lua rezultatele ianuarie-februarie-martie. Nu știu cum sunt la nivelul complexului energetic Oltenia. Din câte se pare, nu sunt rele, având în vedere că nu prea mai e cărbune prin depozite și se face acest export uh, cu Serbia. E adevărat că se pare că acest contract are mari probleme, uh, deși s-a anunțat până acum că se face la un tarif modic, dar uh, pe profit. Se pare că e vorba totuși de, o, de un contra pe pierdere și se face prin intermediar, deci noi nu exportăm direct către Serbia. Așa că, vorbind acolo, mai sunt multe probleme. De ce vreau să vă zic că e foarte bine că premierul de, nu, a, nu a acceptat această înțelegere cu, cu femeiu? Cei de la femei, cei de la Comisia Europeană, discută doar din punct de vedere economic. Și dacă e să analizăm economic, e clar. Deci Hunedoara practic n-are niciun viitor și nici Gorju, din punctul de vedere al lignitului, n-ar fi tocmai în regulă. Dar, dar, există o problemă. Și am mai repetat-o de nu știu câte ori. Bine, nu trebuie să vă convin pe dumneavoastră, ci cei îndreptătiți din, cadru, din cadrul CO, politicienii locali, cei care sunt parlamentari și alt, cu alți funcții de răspundere, ar trebui să le explice atât celor din comisiile de specialitate ale Parlamentului, cât efectiv chiar și la aceste negocieri care s-au purtat cu Fondul Monetar și cu celelalte organisme internaționale de creditare, că nu se poate fără cărbune la acest moment. De ce? Foarte simplu. Deci, uh, și apa și energia atomică și cea neconvențională are o mare problemă, este fluctuantă în funcție de anotimp. Deci când și când pentru echilibrare, că e prea frig, că e prea cald, că nu știu ce se mai întâmplă, noi putem compensa, deci mine, mineritul, energeti, producția de energie electrică din Oltenia vine și este factorul de echilibru în sistemul național energetic ideea este și n-ar fi de mirare să fie așa la acest moment, ca noi să ne pierdem independența energetică. E foarte grav ce spun eu acum, dar cred că fmi și Comisia Europeană asta urmăre să distrugă. Adică România să nu mai aibă independență pe domeniul energetic. De fapt, cred că e singurul domeniu pe care am rămas. Vreau să vă spun Primeam uh, într-una din seri uh, o idee a cuiva care se uita la această emisiune și uh, m-am gândit să o reiau într-o seară și poate că ar fi aici momentul. Uh, însemna la cineva, domne, vorbiți în fiecare seară despre faptul că să mai arestă omul ăla de afaceri, mai arestă pălălalt, mai arestă omul ăla politic, dar nu vă gândiți că anumite contracte, anumite privatizări nu sunt analizate deloc de organele competente. Și îmi spunea, spunea domnul respectiv, care părea să aibă idee de ce vorbește, îmi spunea așa, cum vă explicați că toți oameni de afaceri români care au făcut privatizări sunt acum, într-un fel sau altul, în pușcărie, cercetați sau sunt pe drumul către pușcărie, în schimb, cei care au privatizat, dar de, de regulă străini, care au privatizat firme mari ale României, gen, rom telecom, petrom, nu știu ce, nu sunt analizate de nicio culoare. Adică doar cei care au privatizat pe aceeași lege, atenție, numai România au dașpagă, șpagă, numai România au făcut ilegalități. Sau se dorește ca tot ce este entitate economică din, din România să nu, aparțin, să nu mai aparțină autoctonilor? De discutat o asemenea idee, cu, poate cu altă ocazie, să o aprofundăm, că mie mi se pare extrem de adevărat, adică sunt suficiente argumente în această, în această direcție. Uh, cum spuneam, apropo de, de acest subiect legat de înțelegerile cu femei, acum ar mai fi o problemă dacă noi avem sau nu avem nevoie de înțelegere, de un nou contact proiect, un nou contract cu femeii. Pentru că la acest moment iată cum, cum merge România. Uh, România a depășit pentru prima dată 50 de miliarde de euro exporturi. Investițiile au crescut. Cea mai stabilă și predictibilă economie din regiune. Uh, Hidroelectrica, care avea pierderi foarte mari în 2012 în 2014 a făcut cel mai mare profit din istorie. Companiile din transporturile feroviare sunt în 2014 pe profit operațional. Deci sunt și semne și semne bune. E problema e că FMI nu vede decât partea strict nu vede tendințe, iar țările care au rămas cu femeiu, nici el, niciuna nu a dus-o foarte bine. E adevărat că nici nu s-au prăbușit, dar nici că au progresat vreun moment ca să zici că scapă, au scăpat în, în bine. Deci, practic, înțelegerile cu femeiu sunt o moarte lungă, așa, nici nu te lasă să mori, nici nu te lasă să trăiești ceva de, de acest gen. Iar noi știm, dacă este să privim istoria ultimilor ani, Uh, nu mă refer acum la risipa bugetare care poate ne-a costat anii de după 2008, dar ia gândiți-vă, singurul moment când n-am avut o înțelegere cu femeiu, dar România a adus o destul de bine pe ansamblu, chiar dacă a consumat mai mult decât a produs, a fost perioada 2007-2008, guvernarea liberară tăricean. E, acum este de discutat, vă spuneam, ce a urmat după, dar efectiv pe anii respectivi, noi am avut o creștere destul de mare, undeva la 8%, o creștere enormă. <coughs> Bine, e adevărat nesuținută, s-a mers mult pe, pe terenuri, pe alte lucruri care nu cred că erau, să spunem așa, o, o economie sustenabilă. Dar până la urmă s-a făcut câte ceva, s-a arătat câte ceva. Mergem mai ne mai departe și vom vorbi astăzi, mai ales că a apărut în, în spațiu public. A existat astăzi o audiere a conducerii SRI-ului în fața Comisiei de specialitate pe diverse lucruri inclusiv deci starea de securitate națională inclusiv în contextul acesta de scandal făcut de Elena Udrea. N-am să mă refer strict la acuzații, este și raportul publicat, site-ul pe surse.ro publică tot raportul în PDF, raportul de la această întâlnire. Vreau, mi-a atras atenția, însă, apropo de activitatea seriei care s-ar putea, de SRI, la DICOT, din 2013. Deci a crescut cu 53% față de media anilor 2011-2012, iar în 2014 SRI a transmis la DICOT 818 informări, creștere cu 34% față de perioada 2011-2013. De ce e importantă această cifră? Păi foarte simplu, ia gândiți-vă, cât lucrează DICOT-ul, cât lucrează dna De DN având rezultate net superioare din partea acestui serviciu. Concluzia semnată de deputatul Georgian Pop era că Comisia Parlamentară a determinat faptul că nu există niciun indiciu privind relații sau interacțiuni nejustificabile, legal sau imputabile profesional între reprezentanții instituției și oameni de afaceri sau foști beneficiari ai informărilor furnizate de instituție. Acum, raportul este public poate va fi analizat de specialiști, dar uh, la acest moment cred că s-a dorit uh, uh, atacurile care s-au centrat uh, pe uh, SRI și pe uh, DNA în special, nu s-a prea vorbit de DICOT în perioada, deși atenție, avem pe Alina Bica arestată fostă șefă DICOT, Cred că ideea care s-a pus de o anumită parte politică a fost aceea să discredităm cele două instituții care luptă cu corupția. Spre lauda sa, președintele Claus Iohannis n-a căzut în această capcană și, din câte se vede după acest raport, lucrurile par destul de în regulă, dar spuneam sub rezerva să vedem și să vedem și reacția specialiștilor, pentru că la acest moment avem un, un raport, un comunicat, dar asta nu ne spune foarte multe din ce, se, din ce se întâmplă. Dar e clar, nu sunt lucruri care să fie imputabile, cel puțin la acest moment. Uh, apropo de ce se întâmplă astă seară în Parlamentul României, uh, avocatul Alexandru Chiciu, fost șef a secției a doua din DNA, unul dintre cei doi avocați care asigură apărarea deputatului Elena Udrea, a declarat pentru știri pe surse că se așteaptă la orice de acum încolo și că își dorește echilibru din partea celor implicați în acest dosar. Întrebat dacă el și clienta sa sunt pregătiți pentru eventuală reținere sau arestare, avocatul a declarat că dacă va fi în seara asta ne, ne aducem, suntem pregătiți, îmi doresc echilibru pe toate palierele, a spus el. Cât despre eventuale abuzuri sau neregul de până acum, apărătorul de a spus că nu a semnat astfel de rapaș. Cităm, nu am ce să le reproșez nimic celor din Comisia Parlamentară, totul a fost profund procedural până acum. Până acum nici la Parlament și nici la relația cu procurorii nu a fost probleme și abuzuri, a mai spus Alexandru Chiciu. A ținut să mai spună că toate declarațiile sale de acum colose se vor circunstie fostului articol 277 din noul cod penal, anume presiunea asupra justiției. Cităm fapta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declarații publice nereale referitoare la săvârșirea de către judecători sau de către organele de urmărire penală a unei infracțiuni sau unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influența sau intimida, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an sau amendă. Avocații vor respecta linia de conduită dată de acest articol. Atenție! Elena Udrea beneficiază și de Marius Triblea, decanul baroului Iași, pentru asigurarea apărării. Convingerea mea e că nu o să o ajute prea mult, <coughs> sunt prea multe în joc și se pare că la acest moment acuzațiile sale nu prea pot fi demonstrabile. Adică da, s-a întâlnit, să zicem, a fost la serie de două ori, lucru recunoscut a spus despre diversi oameni politici diverse lucruri, unele cunoscute, altele nimic nou. Faza cea mai interesantă pe care mie mi se pare relevantă din acest punct de vedere a fost că Elena Udrea spune, da domnule, i-am spus președintelui băsesc cu că orice din ce a acuzat ea. Bun, dacă președintele nu a făcut nimic cu aceste lucruri, e o mare problemă. Dar poate președintele l-a verificat deja și știe că nu se, nu se confirmă. Tocmai de aici a, a lăsat-o din brațe. De discutat și cu siguranță o să, vedem, o să, mai vedem aceste lucruri pe, pe parcurs. Acum vreau să vă spun că Deși nu, nu e, e aproape sigur că nu se va pune problema ca să nu se voteze după cum au anunțat grupurile parlamentare, toată lumea e de acord până și cu arestarea Elenei Udrea. Foarte interesant însă astăzi, Biroul Permanent al Senatului a decis, în majoritate, ca rapoartele pentru urmăria penală a foștilor miniștri a economiei Ion Ariton și Varujan Vozganian să fie retrimise la Comisia Juridică pentru a-i da posibilitatea celor doi să fie audiați. Președintele Comisiei Juridice, senatorul Cătălin Boboc, a declarat că audierile vor avea loc marți la ora 15. Deci, teoretic, am putea să mai asistăm la o tergiversare de una, două zile. Însă, în contextul a ce se întâmplă cu Elena Udrea, astă seară, mâine e mai puțin relevant, din câte se pare, deci nu cred că e în momentul de față sau nu sunt prea mulți cetățeni în România care să creadă în nevinovăția ei. Poate Traian Băsescu, deși el ne-a spus-o cu jumătate de gură și și-a lăsat rezerve. Este o problemă legată de parlamentari. Și anume, și a fost ridicată în aceste, în aceste, zile. Noi ne-am năpustit pe parlamentari în ultimile, de fapt în ultimii ani, dar cu siguranță după 12, după 16 noiembrie, 2014, ne am năpustit pe parlamentar cu toate că să li se retragă imunitatea imediat, că nu știu ce. Fără să mă practic se votează orice în parlament, deci indiferent ce cer organele de anchetă, indiferent care, noi zicem da să-și urmeze cursul. Însă, uh, sunt ceva probleme apropo de separația puterilor în stat. Nimeni nu mai vorbește cum e cu separația puterilor în stat, dar avem cel puțin o problemă. Și anume, judecătorii nu sunt trași la răspundere pentru ce, ce, fac, da? Deci pentru ce judecă? Inamovibilitate, da? Deci puterea judecătorească are judecători care nu pot fi trași la răspundere pentru ce fac. Și nici da? Bun. Clasa politică, Beneficiază și ea de o, o imunitate tocmai în ideea că dacă le vine la judecători pe chelie să-i supună pe ceilalți, să nu o poată face decât cu acordul Camerei Deputaților, dacă e deputat, Senatului sau a Parlamentului în cazul președintelui României. Bun, de fapt, președintele beneficiază de o imunitate cel puțin. Uh, ciudată, este, ea este mult mai importantă decât a parlamentarilor. Pe mine mă, aș fi curios în momentul de față cine poate ridica imunitatea președintelui. Parlamentul o ridică sau Curtea Constituțională sau nu o ridică nimeni pentru că la, în cazul lui Traian Băsescu s-a constatat că și la cele două suspendări imunitatea i-a rămas pentru că nu s-a trezit cu niciun dosar în perioadele respective. Bun. Ori ce convingere am eu la acest moment că un parlamentar X are curajul să spună, bă, judecătorul cu tare sau nu știu, DNA-ul, dicotul, face nu știu ce abuz, pentru că s-ar putea trezi cu un dosar, să zicem, a doua zi sau în câteva zile. Imunitatea, dacă, să zicem, o cere una din instituțiile respective, se ridică foarte ușor. Cred că ar trebui să discutăm foarte clar în societatea românească până unde poate merge imunitatea, ce se poate face și ce nu se poate face cu asta. Asta nu înseamnă să protejăm infractorii. După cum s-a văzut până acum, toate cererile, dar absolut toate cererile, au fost întemeiate. Majoritatea s-au lăsat cu arestări. Iată ce se întâmplă de la Viorel Hrebenciuc, ce și până la, până la Tony Greblă. Care nu mai era parlamentar, dar tot din rândul parlamentarilor uh, vine. Deci, vreau să spun că, la acest moment, avem o disproporție între imunități și ar trebui din nou echilibrate între puterile statului. Ele trebuie să se controleze una pe alta ca să nu ia niciuna rasna, dar nu, în momentul de față, cred că parlamentarii sunt uh, în clară inferioritate față de puterea judecătorească și față de președintele României care a anunțat la un moment dat că renunță la imunitate, nu știu ce, însă nu se poate conform constituției, nu se prea poate face decât dacă schimbăm constituția. Iar la cum evoluează lucrurile, slabe speranțe să se schimbe Constituția României în perioada în perioada următoare. Uh, deci, de discutat chestia aceasta, pentru că toi nu ne ne-am canalizat. Infractorii de parlamentari, să nu mai asta. Și omul care s-a obișnuit de pe vremea lui Traian Băsescu, în Parlament sunt, sunt infractori și, atenție, în mare parte e adevărat, nu se mai uită la nuanțe sau ceva. Nu, să nu aibă să fie, să fie judecat. Cum e românul în general, chiar dacă mie mi-e rău, să-i fie și aluia, nu contează, deci nu contează să moară și capra vecinului. Nu suntem în postura de a ne uita, bă, totuși e vinovat. Deci, încă o dată spun, nu pun sub semnul întrebării niciun din cazurile legate de parlamentar până acum. Dar trebuie să ne gândim că la un moment dat pot să nască abuzuri. Deci dacă tot vorbim că facem o nouă Constituție, dacă tot gândim că modificăm toată legislația pe acest domeniu, Cred că ar trebui să ne gândim foarte bine cum stăm cu asta, să nu ne trezim cu alte, cu alte probleme. Sunt și alte evenimente, spuneam la acest moment. Trebuia la ora aceasta, ca deja Elena Udrea să-și înceapă discursul în fața parlamentarilor. Nu știu ce se va. ce se va. dacă a început sau nu. Urmează ca dumneavoastră să vedeți acest lucru. În, în orele următoare pe canalele centrale, însă, între timp, vreau să vă dau câteva știri importante, unele cu relevanță și în județul Gorj. Mai întâi, unul dintre candidații la funcția de președinte a României în 2009, Gorjean de al nostru, a fost condamnat la 7 ani de pușcărie omul de afaceri de etnie romă, Ninel Potârcă, a fost condamnat astăzi la Tribunalul Gorj într-un dosar penal la șapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Uh, sentința nu este definitivă, dar Ninel Potârcă, dacă vă amintiți, este deja dinainte de sărbători închis într-un alt dosar. Deci, probabil că va mai sta mult la, la Mititica. Uh, în privința altor știri de astăzi chiar dacă spuneam că a fost dominată de câteva uh, evenimente importante. Uh, vreau să vă spun uh, că la acest moment uh, uh, Sorin Ovidiu Vântu uh, cel care între timp anunță că are o boală incurabilă, a fost eliberat în luna noiembrie din pușcărie, dar probabil va fi luat în uh, Într-o perioadă scurtă de timp, magistrații Tribunalului București l-au condamnat pe Sorin Ovidiu Vântu peste, pentru două infracțiuni de spălare de bani și l-au achitat de delapidare. SOF trebuie să execute după comasarea pedepselor 6 ani și 4 luni de închisoare. Omul de afaceri a primit două condamnări, a câte patru ani de închisoare, pentru comiterea tot atâtea infracțiuni de spălare de bani în dosarul FNI. Pedeapsa rezultată este de 6 ani și 4 luni de închisoare. Decizia Tribunalului București nu este însă definitivă. Sova a fost eliberat condiționat pe 19 noiembrie 2014. El a mai fost condamnat sub acuzație de șantajare a lui Sebastian Ghiță, dar și pentru favorizarea infractorului Nicolae Popa. Deci, practic, cei 6 ani o să-i primească, dar dacă procesul se prelungește peste un an și de la el se spune că e o boală incurabilă, s-ar putea să nu mai ajungă din nou la pușcărie sau dacă ajunge să nu mai prea poată să, să spere că prinde eliberarea, practic, în, în viață. <coughs> sunt, cum spuneam, sunt destule evenimente la ordinea zilei astăzi. Acum vreau să vă spun, uh, uh, unul dintre cei care și-au pierdut mandatele astăzi de parlamentar uh, este Petre Roman, uh, Camera Deputaților a luat astăzi act de încetare a mandatului de deputat al lui Petre Roman. Și aici e, e o problemă, cum spuneam mai devreme, cred că parlamentarii ar trebui să aibă uh, cum se spune, și, și ei să mai aibă și sânge în instalație, în sensul de a se opune la unele aberații care sunt pe lege. Eu știu că ANI are un regim special că și celelalte instituții, dar parcă, mai ales că este un proces pe rol bun, să zicem că Petre Roman și-a pierdut uh, mandatul, dar va câștiga în instanță. Și eu, eu cred că va câștiga, chiar dacă legea spune că să nu ai PFA, el n-a lucrat pe PFA-ul respectiv, va uita să-l închidă în fine. Bun, va câștiga să spunem, peste un an, sau peste doi, în instanță. Problema e, el ce face? Revine în Parlament, dar între timp va fi un nou mandat, sau ce se va întâmpla? De discutat. Uh, apropo de știrile, uh, Până îl schimbă, știți că de câteva de la începutul sesiunii parlamentare, Călim Popescu Tăricianu e pe post de Hopa Mitică. Ba, îl schimbă PNL-ul, banul schimbă, ba, are majoritate banuare. E, până atunci, președintele Senatului, Călim Popescu Tăricianu, a fost desemnat luni de către Plenul Reunit al Parlamentului în calitate de membru titular al Comisiei Parlamentare de Revizuire a Constituției, el locuindu o astfel pe Gabriela Podașcă, deputat PSD. Parlamentarii s-au pronunțat prin vot asupra acestei propuneri, fiind înregistrate 393 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere. Foarte interesant, deci, cam toată lumea a fost uh, uh, de acord ca Tăreceanu să facă parte din, uh, să zicem, Comisia de Modificare a Constituției. Uh, uh, mă întorc puțin. La discursul de astăzi al președintelui Iohannis, vă spuneam că la început emisiunii că o să discut asupra, să știți că Claus Iohannis, cum spuneam, nu face știre. Deci, pentru ziariști, putem să spunem așa, cu ghilimele de rigoare că este moartea rating -ului. Cum? Este o manieră occidentală, să știți că și dacă iese nici Holland la francez, nici Merkel în Germania, nu prea spun mare lucruri când dau declarațiile oficiale. E, la noi ne-am obișnuit cu declarații mai pitorești. Cel puțin în perioada Băsescu-Ponta a fost ceva de bapa mătii. Nu zicea, când zicea Băsescu despre Ponta pisicut și alte chestii, când spunea Ponta despre Traian Băsescu de la sticlă și până la nu știu ce altceva. E, vreau să vă spun că președintele Claus Iohannis vine cu o altă manieră, mult mai elegantă, lipsită de nuanțe, acum nu știu dacă place foarte mult românilor. S-ar putea să fie aceeași problemă ca și, de na ca și în istorie. La germanul aflat în scaunul României, începând cu anul 1866, românii s-au adaptat extrem de greu în acea perioadă noului tip de monarh. Știm în momentul 1871, când la un moment dat era să și fie alungat din țară, sau el și-a dorit să plece, sunt, uh, sunt două evenimente care se întrepătrund. <coughs> Vreau să vă spun că uh, românii n-au agreat foarte mult stilul și cred că aici s-ar putea ca președintele Iohannis să nu fie extrem de agreat, adică la un moment dat să devină puțin mai dinamic ca să capteze atenția tuturor. Bun. Președintele Claus Iohannis s-a adresat azi Parlamentului și le-a transmis parlamentarilor că ordonanța 55-2014 a migrației aleșilor s a întors ca un bumerang asupra Parlamentului și a creat o situație juridică aproape imposibil de rezolvat. Am mai spus asta odată. Cităm, istoria recentă ne arată că toate partidele atunci când se află în opoziție critică folosirea ordonanțelor, dar când ajung la putere recul la ele măsura egală sau chiar mai mare. Despre asemenea lucruri trebuie să spunem adevărul și să le spunem și să le punem la punct. Ridic această problemă în contextul în care agenda discuțiilor, pe agenda discuțiilor mele s-a aflat și nefericită ordonanță 55 din 2014. S-a întors acum ca un bumerang asupra Parlamentului și a creat o situație juridică aproape imposibil de rezolvat. Aceasta este una din consecințe. Bun. Asta cu ordonanțele se pare că s-a lămurit, deși nu s-a spus, unul din vinovații mari pentru partea cu ordonanțele, nu e cum s-ar putea crede premier. Nu. De data aceasta, chiar dacă el e vinovatul de serviciu pentru ce se întâmplă în România în ultimii ani, n-a prea fost el vinovat. Adică problema era că ordonanțele nu treceau la promulgare, deci rămâneau în vigoare pentru anumite perioade. Legile, știți cum, Traian Băsescu a aprobat, a ratificat legi după ce ele au fost întoarse odată la Parlament, și în ultima zi la ora 12 noaptea, știți, faza aceea. E acum problema este că există o colaborare cel puțin așa e declarată și o, legile care vin nu mai sunt blocate de către președinte. E în acest context, cel puțin până la proba contrarie, cred că nu se mai justifică aceste ordonanțe sau nu atât de multe, eventual pe vacanța parlamentară. Bun. Întorcându-ne la celebra ordonanță 55, da, situația a descris-o președintele foarte bine. Situație imposibilă din punct de vedere juridic. Sunt specialiști și vreau să vă spun că am citit în ultimul timp foarte mult pe această temă păreri ale unor specialiști. Și vă spuneam, cei în drept constituțional spun doamne, domne, este clar, or, Curtea Constituțională nu merge decât de aici încolo de se aplică din acest moment. Adică ar trebui să rămână situația valabilă de acum încolo. Adică ăștia sunt bine mersi, au rămas la partidul care au trecut. Pe de altă parte, cei specialiști în drept civil și în cealaltă spun, nu domne, trebuie să revenim la situația anterioară ordonanței. Situația anterioară ce înseamnă? Pe de o parte, adică cei care au trecut, că majoritatea au trecut la PSD, cei de la PRM, PPDD sau PNL, PDL, ce au mai fost, care au trecut la PSD, să se întoarcă din nou la partidele respective sau să rămână în PSD. Aici e discuția. Părerea mea că nu se vor pune de acord că așa sunt legile din România și nimeni nu va deveni câștigător. Parlamentul va trebui să vină cu o modificare. Adică să dea o nouă lege, ea probabil va fi atacată la Curtea Constituțională și, în orice caz, se va duce până la alegerile următoare. Nu văd soluție la acest moment, pentru că dacă ne întoarcem la situația anterioară și să zicem s-ar întoarce toți de unde au plecat, au o problemă. <coughs> îmi cer scuze, Au o problemă în partidul de unde au plecat. Deci refuz să cred că cel puțin la consilier se mai pune problema ca ei să rămână consilierii partidului. Poate retrage sprijinul. Pe de altă parte, nu e în regulă nici să fie la nouă partid, mai ales că au fost aleși pe alte liste. E, din acest motiv, ca să nu facem și să nu facem un abuz de drept, probabil că se va tergiversa situația exact cum am anunțat de la această, de la această tribună încă de prin decembrie, când s-a dat neconstituționalitatea legii, eu cred că nu se va pune problema să ajungem la o situație definitivă. Adică nici consilierii respectivi, locali, județeni, primari, nu o să piardă mandatele. Da, astăzi a fost o situație mai ciudată la Motru. Cei patru consilieri ai PPD au pierdut mandatele, cel puțin în primă instanță, dar acolo e altă problemă. Partidul respectiv a putut să demonstreze că el i de dus afară pe ăștia înainte de a lua ei decizia să plece în altă parte. Deși e de cercetat, pentru că știu că au apărut acuzații încă din vremea ordonanței, că cel puțin în cazul PPDD-ului și-au făcut, deci au fost hârtii făcute, antedatate. Deci tu ce ai opțiunea, să zicem, astăzi, 10, nu știu că, 10 octombrie, să spunem, dar de ei îți demonstrau pe, că, cu o hârtie din 25 septembrie că te-au exclus. Ceea ce e o tâmpenie, că dacă nu, nu s sără cunoscut. Deci, mă rămâne să vedem pe parcurs ce se va întâmpla, dar părerea mea că, din punctul de vedere al legiferării, așa vom ajunge. A, sunt procesele acestea la nivel local, care pot să aducă modificări dintre cele mai. dintre cele mai importante. Este luni seara și, cum era și normal, nu putem să abandonăm să vorbim și despre sport, mai ales că avem la capitolul fotbal, avem și vești bune. Încet. încet, dar sigur, lucrurile încep să evolueze într-un mod foarte interesant pentru Pandurii, cum spuneam. De ce? Pe lângă faptul că s-a întors Eric, cel puțin până în vară, uh, acum suntem la un pas de o altă revenire spectaculoasă. Mihai Pintiri se pare că s-a înțeles cu Pandurii pentru următoarele luni și el va veni la Târgu Jiu să joace Până în, până în vară, uh, urmând ca după aceea să se întoarcă la al Hilal, uh, unde uh, Arabii nu l vor acum pentru că au cumpărat pe samaras, dar după aceea în vară îl vor în uh, cupele în, în cupele de la ei, că am zis cupele europene. Nu, e vorba de competițiile internaționale de la ei, cupa campionilor africi sau ceva de acest uh, gen. Acum problema e că la acest moment. Uh, Mihai pintili are o șansă să se întoarcă pentru că er e cam pe acolo, dar dacă el nu va mai fi, s-ar putea ca uh, s-ar putea ca el să nu mai prindă, să spunem așa, să mai prindă un loc acolo. Uh, de fapt, presa sportivă de astăzi ne spune că că deși Al-Hilal a început să câștige, la Red în trece prin momente dificile în Arabia Saudită. Situația sa de la club este incertă și aici fiind nemulțumiți de jocul echipei, dar și de poziția în clasament, locul 3 la 9 puncte de lider. Presa din Arabia Saudită susține că șefii clubului au vrut să-l demită pe Laurețiu Reghecamp, plătindu-i cauza, clauza, pardon, din contract, însă fostul antrenor al stelei i-a convins să continue. Saudiții au pus pe masă 4 milioane de riale, aproximativ un milion de euro, însă Reghe n-a vrut să ia banii și a reușit să-i convingă pe șeici să-i mai dea o șansă. Presa arabă mai subține că dacă următoarele rezultatele lui Al-Hilal nu vor fi bune, antrenorul va încasa banii și va pleca. <coughs> e o mare problemă că vă spuneam în varianta că Reghe Camp uh, pleacă de la Al-Hilal, nu știu unde s-ar mai întoarce uh, Mihai, Mihai Pintiri. Chiar dacă pentru noi, cel puțin acum, e o, e o favoare faptul că acest jucător cu experiența lui se întoarce, se întoarce la Panduri. Uh, acum, apropo de transferuri pe lângă Eric și uh, Pintili, cred că Pandurii a mai făcut ceva mișcări și uh, acesta este un, un lucru bun. Mai ales că deja a dedusă și doi jucători la națională Pandurii, cu cel de al treilea Mihai Pintili, este o variantă bună pentru pentru primăvară. De asemenea, o veste bună pentru pentru handball, calificarea în Final Four este de asemenea un rezultat extrem, extrem de bun la dom în domeniul în domeniu sportului. Dar pentru că spuneam că nu putem să nu vorbim de spor mai mult fiind, la, fiind luni și la început de săptămână, trebuie, trebuie, să mai spunem și altceva, exact ce vă anunțasem în urmă cu câteva săptămâni. Deci, prelungindu-se preparativele pentru demararea lucrărilor la stadionul municipal, pandurii va evolua în retur tot Stadionul municipal, urmând ca lucrările să înceapă cu adevărat în această vară. E o veste bună din mai multe puncte de vedere. Uh, returul nu este așa ușor. E adevărat, nu ne confruntăm cu o situație disperată, nu riscăm să intrăm în insolvență, iar, după cum evoluează lucrurile, eu aș vedea Pandurii chiar în Cupele Europene. O să vi se pară paradoxal, dar ținând cont că avem deja șase echipe în insolvență și se pare că mai sunt pe drum vreo două, una e Brașovul, avem toate șansele să vedem deci restul echipelor să se bată pentru cupele europene. Iar dacă Pandurii și îndeplinește obiectivul și intră în primele 8, eu zic că are toate șansele să prindă cupele europene. Ar fi cea mai tare, să spunem așa, satisfacție pentru iubitorii de fotbal de la Târgu Jiu, mai ales după mandatul catastrofal al lui Mihai Prunariu la conducerea Pandurii și, bineînțeles, al lui Petre, lui Petre Grigoraș. Despre sport, despre politică, despre ce se întâmplă în județul Gorj, vorbim și mâine seară la o nouă ediție Ordinea de Zi. Mulțumesc pentru atenție! Aveți întâlnire cu muzica populară de la 8 și Gigi Vasile și dedicațiile muzicale. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!